Și am revenit în platou alături de dr. Mihaela Linieli, medic somatolog, specialist în parodontologie. Vorbim despre aceste probleme care apar în această frumoasă perioadă de sarcină și pentru că am precizat despre durere, aș vrea să vă întreb câte tipuri de durere există în sarcină. Păi, poate să fie durere, v-am zis, cauzată prin procesul carios care a ajuns la nerv și produce o durere destul de mare. Poate să fie durere cauzată de acces parodontal. Poate să fie această sensibilitate dentară despre care ați vorbit, despre care am vorbit mai devreme. Deci poate să fie mai multe tipuri de durere. Unele sunt într-adevăr de o intensitate foarte mare, altele pot fi de o intensitate mult mai mică. De principiu, orice tip de durere pentru paciente produce un mare disconfort, mai ales în perioada sarcinii, mai ales dacă este o sarcină cu probleme. Mai ales că sarcina reprezintă sensibilitate multă pe toți senzorii femeilor. Exact, tot de cauză hormonală este dată și această sensibilitate. Rugăm domnii să asculte și această emisiune pentru a înțelege mai ușor femeia care este însărcinată. Sunt doamne care spun nu merg la stomatolog pentru că oricum plaja de tratament este foarte mică și dacă merg și îmi spune că am o problemă, oricum nu are ce să-mi fac, așa că mai bine rămân acasă în confortul meu. Vreau să demontăm această mentalitate. Da, păi se poate temporiza chiar dacă a apărut o problemă, să spunem. Da, poate tratamentul curativ poate fi făcut după ce pacienta naște, dar se poate stopa evoluția măcar, să se mențină. Dacă să presupunem, nu se poate face tratamentul definitiv în perioada sarcinii. Dacă vorbiți tratament concret țintit pentru durerile de dinți, de orice tip ar fi ele, care sunt acestea? Pentru femeia însărcinată? Femeia însărcinată. Păi, diferă de la durere la durere. De ce este cauzat? Adică nu putem avea, la modul general, un tratament pentru durerea de dinți. Depinde mai întâi cauza. E foarte important să punem un diagnostic ca să putem avea un tratament. Depinde ce s-a întâmplat. Adică de asta este foarte important un diagnostic. Deci dacă avem o durere de dinți care pleacă de la o carie, dacă aceasta este superficială și necesită anestezie, o putem trata în sarcină? Da. Dacă sunt sensibilități dentare? Se poate folosi o pastă de dinți împotriva sensibilității dentare. Se pot aplica soluții care să pentru hipersensibilitatea dentară. Adică se pot face chiar tratamente care să ajute foarte mult pacienta. În cazul acestei boli parodontale care a debutat înainte de sarcină, dar în sarcină îmi dă mari bătăi de cap, pot face altceva în afară de igienă riguroasă? Nu. V-am zis, terapia chirurgicală nu este indicată. Da, este indicată după. Știm că pe piață au apărut foarte multe lasere în stomatologie și aceste lasere primesc această undă verde de a fi folosite și în sarcină. Ne recomandați să căutăm cabinetele care dețin un astfel de aparat? Dacă se pretează cazul clinic, da. Dacă pacient, adică dacă poate fi ținută printr-o ținută problema pe care pacienta o acuză printr-o simplă igienizare, ținută în frâu, atunci nu. Dar dacă într-adevăr problema este mai mare, atunci da, se poate apela și la terapia cu laser. Știm că femeia însărcinată primește des în sarcină celebra replică ești tu prea sensibilă și săraca se uită la tine și spune ok, și dacă sunt prea sensibilă ce pot să fac? Este sensibilitatea mea care îmi dă bătăi de cap în momentul ăsta. Cred că femeia însărcinată are nevoie de foarte multă înțelegere și foarte multă încurajare. Știu că sunteți mămică. Da. Îndrăznesc să pun o întrebare poate personală, dar dacă nu vă simțiți confortabilă să răspundeți, accept refuzul. Au fost situații în sarcină când ați simțit că aveți nevoie de un medic, indiferent de societatea, este mai grijuliu și mai atent? Am avut parte de un obstetrician grijuliu și atent. Chiar a fost foarte bine din punctul ăsta de vedere, dar într-adevăr au fost niște modificări ale percepției asupra vieții în general în timpul sarcinii cauzate de această revoluție hormonală care apare automat la femeia gravidă. Ce bine că evoluția trece de la sine. Da, mai greu, în unele cazuri mai greu, că și după ce naști e un pic diferit totul, mai ales că a apărut cineva nou în viața ta, pe care nu știi cum să-l iei, nu vine cu manual de instrucțiuni, dar
Da, până la urmă se așează totul pe linia normalului. Și acum și o întrebare din sfera profesională. Ca medic, priviți cu foarte multă grijă, atenție, poate chiar teamă, o pacientă însărcinată? Da, este un pic, este un pic o pacientă însărcinată trebuie tratată un pic, chiar dacă nu este o boală sarcina în sine, dar având în vedere sensibilitatea, fricile pe care le are o femeie însărcinată, e mai bine să fii atent, să fii despre tot ceea ce îți spune, să o asculți. Am ajuns în acest moment în care vrem să demontăm mituri. Sunt destul de puține despre sarcină, dar destul de multe din sfera stomatologiei. Încercăm să le luăm pe rând, vedem cum ne ajunge și timpul. Primul mit pe care l-am găsit și mi s-a părut nou foarte important: în timpul sarcinii nu poți efectua niciun tratament la medicul dentist. Da, deja am discutat despre acest mit. Nu este adevărat, adică sunt soluții. Da, există soluții, terapii se pot face. Al doilea mit: fătul preia calciul din dinții mamei și mamele ajung să-și pierdă dinții în timpul sarcinii. Nu este adevărat. V-am spus practic despre acele demineralizări ale smalțului, care pot apărea ori din cauza igienei precare, ori niște leziuni preexistente la nivelul dinților, care se, mă rog, din cauza faptului că pacienta nu vine la stomatolog în perioada asta, se agravează. Nu sunt neapărat carențe nutriționale ale pacientei care dezvoltă demineralizări ale dinților? Nu. Adică, acum, dacă pacienta în primul trimestru nu poate mânca nimic și, nu știu, trebuie să ajungă la spital pe perfuzii, că nu se poate alimenta din cauza reflexului de vomă, sau atunci, da, aceste carențe clar afectează. Dar dacă este o sarcină în care pacienta totuși se poate alimenta corect, mai ales că în sarcină, în general, se prescriu și tot felul de vitamine de susținere a sarcinii, de principiu nu. Adică nu afectează smalțul. Pentru că suntem în acest punct de alimentație, aș îndrăzni să vă întreb, ca medic stomatolog, recomandați renunțarea sau evitarea anumitor alimente care pot agrava atât această cohortă de bacterii care va inunda gura viitoarei mămici, cât și poate îngălbenirea ale dinților sau alte sensibilități care pot apărea? De principiu trebuie evitat tot ce este lipicios și dulce pentru a preveni cariile. Cam asta e tot ce înseamnă geleu, gumă de mestecat cu zahăr pentru copii, mai ales că sunt foarte multe pe piață, din păcate, caramele, tot ce, ciocolată chiar, ce este lipicios și foarte dulce, că se lipește de marginea dinților și ia contact foarte mult cu smalțul și atunci îl demineralizează. Știm că vrem multe dulce, mai ales în această perioadă, pentru că ne alină foarte, foarte bine. De preferat să le consumăm mai rar. Sau, dacă le-am consumat, măcar să ne clătim după aceea sau să ne spălăm pe dinții minim, măcar, pe zonele respective, pentru a îndepărta lipiciul de pe... Adică lipiciul însemnând aceste alimente lipicioase care au rămas pe dințișorii noștri. Dacă se întâmplă să fiu într-un loc public în care nu mă pot spăla pe dinți, dar știu că voi ajunge acasă destul de târziu, apa de gură face minuni? Poate înlocui periajul? Nu. Nu înlocuiește, dar ajută. Adică decât nimic, mai bine cu apă de gură decât să nu facem chiar nimic. Ne bucurăm că apar acele recipiente mai mici pe care le putem strecura mai ușor în poșetă. Următorul mit. Radiografia dentară nu este indicată în timpul sarcinii. Nu este interzisă, în primul rând. Adică ea poate fi făcută, bineînțeles, și cu acordul pacientei, pentru că dacă ea chiar nu vrea și nu vrea, nu poți să obligi să-și facă, dar, v-am zis, este recomandată în cazuri... excepționale. În cazuri, da. Și doar la recomandarea medicului stomatolog, nu o facem de rutină, doar așa ca să văd cum stai în trimestrul 2 de sarcină cu rădăcinile dinților. Da, exact. Vreau tratament stomatologic rapid, bun și ieftin. Este o cerință exagerată? Acum, diferă de la... În mod normal, tratamentul stomatologic ar trebui să fie bun, rapid, nu se poate face în toate cazurile, adică eu știu că lumea ar vrea poate repede. Poate ieri chiar, dar nu se poate lucra într-un ritm. Sunt anumite manopere care necesită timp
timp îndelungat pentru o vindecare, pentru nu putem imediat, spre exemplu, după o extracție sau după extracții multiple să punem o proteză sau trebuie să se vindece zona respectivă. Știm că sunt cazuri în somatologie în care extracțiile chiar se impun. În cazul în care primim această indicație în sarcină, va trebui să temporizăm această extracție dentară? Ar fi bine să da. Ar fi bine să da, pentru că este o manoperă destul de invazivă, poate să necesite după aceea tratament cu antibiotic, ceea ce iarăși trebuie să primim acordul medicului obstetrician. Chiar dacă infecția în sine de la baza dintelui poate reprezenta un pericol pentru făt? Nu, atunci dacă este o infecție foarte mare și da, atunci clar se va face această extracție, dar de preferat să nu se ajungă acolo. Și pentru asta trebuie să mergem la medicul stomatolog regulat. Următorul mit, mă dor dinții pentru că m-a tras curentul. Nu, curentul nu este un factor determinant al dinții dor în general, am spus, când smalțul este demineralizat și atunci apare sensibilitatea, dar curentul nu are o influență asupra dinților, oricând există o infecție, ori nu curentul. Avem toți în minte acea imagine cu bunicile noastre care erau foarte bine înfășurate în jurul capului, tocmai ca să nu le doară urechile, capul și eventual și dinții. Mă bucur că este în schimb un mit. Mi-am îmbrăcat dinții, deci nu mai trebuie să-i spăl. Da, asta nu e. Dacă se spun, clar, n-a fost o comunicare bună între medicul stomatolog și pacient, dacă asta este concluzia pacientului. Da, sau mi-am pus implanturi, nu mai trebuie să mai mă spăl pe dinți, că am implanturi, de ce mai trebuie să mai mă spăl? Placa bacteriană afectează în continuare gingia. Adică, ok, smalțul nu se mai demineralizează, că nu mai ai smalț pentru că ai coroanele, cu toate că tot se poate caria și sub o coroană dentară. Dar nu, igiena trebuie mai riguros făcută, cu atât mai mult cu cât există lucrări protetice, mai riguros efectuată. Deci chiar dacă nu avem rădăcina dintelui în sine, avem un implant dentar, acești dinți pe care îi avem trebuie oricum spălați și igienizați cu foarte multă atenție. Și știu că este chiar recomandat dușul bucal atunci când avem lucrări protetice și implanturi. Da, și când nu avem este indicat, dar cu atât mai mult când avem, pentru că implantul nu mai are mecanism de apărare. Nu are sistem de vascularizație, nu are, și atunci trebuie să-l ajutăm să nu se suprainfecteze la nivelul lui. De aceea trebuie menținută aici, să nu rămână resturi alimentare, să nu rămână placă bacteriană. Trebuie mai des vizitat medicul stomatolog când avem lucrări protetice extinse. O altă informație pe care este bine să o cunoaștem. Următorul mit. Am puroi la dinți, deci mă tratez singur cu antibiotice în loc să merg la dentist. Acesta este un mit pentru populația largă, pentru că știm că în sarcină oricum antibioticul se dă doar cu acordul medicului ginecolog. Da, dar și pentru cei care nu sunt însărcinați și au aceste probleme, antibioticul tratează pe moment. Da, poate scădea faza acută o perioadă, după care problema nu se vindecă. Până nu se instituie un tratament local la nivelul acelor dinți, niciodată infecția nu va dispărea de acolo. Tot medicul stomatolog ne poate ajuta și aici, așa că trebuie să mergem cu încredere către ei. Da, adică, ok, poate să fie bine o săptămână, două, trei, după care problema să revină. Și atunci trebuie iarăși antibiotic sau, dacă pacientul tot insistă, să nu se ducă la stomatolog. Și în timp, să luăm antibiotic așa la 2-3 luni chiar nu e indicat. Și ar trebui să fie foarte complicat să găsim un antibiotic pentru că știm că el se dă cu prescripție medicală. Da. Și dacă cineva a primit antibiotic pentru o infecțiune, nu ar trebui să-l folosim și noi pentru că a rămas în casă nefolosit. Poate fi și expirat. Exact. Nu mă duc la dentist fiindcă sunt însărcinată și mi-e teamă să nu fie afectat fătul. Dacă este o sarcină cu probleme în care există contracții sau atunci frica, teama, da, dar sunt justificate. Da, ar fi, dar de principiu, dacă un om, o femeie până să rămână însărcinată a fost regulat la stomatolog, cred că a scăpat și de frică. Adică ar trebui să vină cu inima mai deschisă. Am parodontopatie.
adică boală parodontală, deci o să-mi pierd toți dinții. Nu. Acum există metode de tratament. Nu este obligatoriu pentru boala parodontală să afecteze dinții, dacă, bineînțeles, dacă este tratat. Dacă nu este tratat, da, ăsta va fi deznodământul. Se vor pierde dinții. Dar dacă pacientul vine regulat la doctor, se poate, la medicul stomatolog, se poate ține sub control foarte bine, ani de zile. Mi-ați spus că în boala parodontală, atunci când aceasta este foarte avansată, este recomandată intervenția chirurgicală, dar evident după ce am născut, după ce am trecut poate chiar și de acea perioadă de 6 luni post. Vreau să vă întreb, ce presupune concret această intervenție chirurgicală? Ne interesează foarte mult regenerarea tisulară, se numește, adică practic adiția de os. Și diferite substanțe care ajută la refacerea fibrelor de colagen dintre dinte și os. Cele care țin practic osul în dintele în os. Cam asta înseamnă terapia chirurgicală. Este dureroasă, este cu recuperare îndelungată, este o intervenție de anvergură care durează foarte mult. Nu mai mult decât la o extracție. Oh, ok. Adică disconfortul, da, există, nu putem să spunem că nu e absolut nimic, dar cu medicație postoperatorie disconfortul este scăzut. Se poate. Acum depinde și sensibilitatea pacientului la disconfort. Că sunt unii care sunt mai sensibili și, na, resimt orice mică durere. Mai ales în sarcină când hormonii își fac de cap. Mi-am scos nervul la dinți, deci nu o să mă mai doară niciodată. Nu. Acesta iarăși este un mit care, din păcate, este... Păi, da, ce să mai mă doară? Că am nervul scos la el. Da, dar un tratament de canal se poate suprainfecta. Și atunci poate produce dureri mari, infecții, umflături, se poate umfla pacientul. Deci, nu. Orice tratament de canal deja nu mai este. Practic, la tratamentul de canal înseamnă că se scoate nervul dintelui și se pune un material în locul nervului dintelui. Dar el se poate suprainfecta. Nu e ceva ce durează o eternitate. Nimic nu e veșnic, nici da. Măcar nervul scos. Ce mare filozofie să iau antibiotice de câte ori mă dor dinții? Da, dar antibioticul luat în mod constant, în primul rând, își pierde efectul. În al doilea rând poate produce candidoze, efecte la nivelul ficatului, adică chiar nu este indicat să ia antibiotic odată la câteva luni. Până și bomboanele au efecte adverse, cu atât mai mult un antibiotic, cum spunea un farmacist în platoul nostru. Aveam doar un mic punct negru de carie pe dinte și dentistul mi-a făcut o plombă uriașă. Când se întâmplă acest lucru? Atunci când procesul carios, într-adevăr, la nivelul smalțului, afectează doar un pic, practic se creează o mică deschidere, dar când ajunge în dentină, dentina fiind mult mai moale ca substrat decât smalțul, acolo se produce o distrucție mult mai mare. Și atunci de aia, când practic încureți procesul carios, da, e o deschidere mică, dar înăuntru e dezastru. În interiorul dintelui. S-a mâncat foarte mult din substanța lui. Deci medicul stomatolog nu are o plăcere dubioasă de a ne pili cât mai mult dinții. Trebuie să curățim, în schimb, foarte bine pentru a fi sigur că nu revine acea carie. Exact, că nu se creează carie secundară. Mai ales materialele pe care se folosesc astăzi, materialele compozite, ele au o adeziune chimică. Și nu mai necesită, înainte pe vremuri, plombele acelea de metal, cum se spune. Ele, într-adevăr, chiar dacă aveai o căriuță mică, trebuia să cureți într-o anume formă, pentru că le aveau retenție pur mecanică. Acum nu mai este nevoie. Acum, cu materialele noi, materialele compozite la culoarea dintelui, se curăță strict cât este procesul carios. Dar trebuie îndepărtat tot. Pentru că suntem la final de emisiune și mai avem doar 2 minute, aș vrea să vă rog să dăm câteva sfaturi, îndrumări, recomandări celor care ne urmăresc. Fie că sunt doamne însărcinate, fie că sunt doamne care au fost însărcinate, fie că sunt domni care ne urmăresc cu atenție. Da, să se perieze corect, de 2 ori pe zi, să folosească mijloacele auxiliare de igienizare, care înseamnă ață dentară, apă de gură, duș bucal, fiecare după posibilități, să-și acorde timpul necesar pentru acest obicei,
pentru că pe termen lung este foarte avantajos și pentru ei să ai grijă de dinții tăi și de igiena ta orală. Te scutezi de multe drumuri la stomatolog, te scutezi de un disconfort foarte mare. Deci cam astea ar fi. Și bineînțeles, controle regulate la medicul stomatolog, în funcție de fiecare caz în parte. Unii pot fi dispensarizați la un an, alții necesită dispensarizare la 3 luni, în funcție de medicul stomatolog ce consideră pentru fiecare pacient în parte. Alegem pasta de dinți împreună cu medicul dentist pentru că este un element foarte important în igiena noastră orală? Nu este un element extrem de important. Le spun și pacienților mei, orice, dar nu mai folosiți. Adică și periuța goală, dar nu mai periați dinții. Dar, într-adevăr, sunt anumite paste de dinți care au ca substanțe diferite, care pot ajuta pentru patologia persoanei respective. Adică pentru sensibilitate, pentru gingii. Sunt diferite, acum mai ales pe piață, sunt foarte multe forme și tipuri de paste de dinți. Alții refuză pentru nu le place gustul de la o anumită pastă de dinți și vor altceva. Dar important este să fie folosită, să se găsească o cale de mijloc și să se folosească o pastă de dinți corectă pentru fiecare pacient în parte. Mă bucur mult că ați fost cu mine astăzi. Mă bucur că sunteți medic stomatolog, dar în același timp și mămică, deci cunoașteți foarte bine această perioadă a sarcinii. Dragilor, am venit către voi cu informații și din partea profesionistului, dar și din partea persoanei care a trecut prin această perioadă importantă de sarcină. Vă mulțumesc pentru că ne-ați dat informații de care trebuie să ținem cont și mă bucur și mai mult pentru că ne primiți în cabinet astfel încât să ne asigurăm că avem dinți sănătoși și frumoși și în sarcină, dar și după și mai ales înainte, pentru că trebuie să mergem la medicul stomatolog și înainte de a obține sarcină. Mulțumesc mult de tot pentru că m-ați invitat. Cu mare, mare drag. Dragilor și vouă, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Vă reamintesc că în fiecare zi, de luni până joi la ora 4, suntem împreună pentru a învăța împreună cum să fim sănătoși, tineri și, bineînțeles, și frumoși. Vă încurajez să nu plecați pentru că urmează Fresh Access. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.